Muzeul Dunării de Jos din Călăraș a organizat în data de 24 iunie vernisajul expoziției România în Bracăia. Vernisajul a avut loc începând cu ora 11 la sediul din strada Progresul. Cei interesați pot vizita expoziția până la sfârșitul lunii iulie. Muzeul Dunării de Jos Călăraș găzduiește expoziția România în Bracăia, expoziție ce poate fi vizitată până pe data de 30 iulie. România în Bracăia este o expoziție care ne vorbește despre nevoia fiecăruia dintre noi de întoarcere la origini. Pentru mine este poate cea mai de suflet expoziție, iar acest lucru se explică nu numai datorită implicării mele în realizarea acesteia, dar și datorită încărcăturii spirituale și istorice pe care această operă de artă o emană. Acest veșmânt de podoabă al identității noastre era purtat cu firesc de țăran la muncile câmpului, cu mândrie la horă și cu respect la sfat. În nașterea ei, româncele au pus toată feminitatea lor, visurile și năzuința spre frumusețe, bunătate și iubire. Ea este parte componentă a costumului popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și dacilor. Astfel, primele ei pot fi văzute pe columna lui Traian, iar cea mai veche și autentică reprezentare a costumului popular se poate vedea în cronica pictată de la Viena. În zilele noastre, portul popular autentic poate fi întâlnit în toate zonele din România, dar mai cu seamă în zonele montane, unde influențele culturale s-au păstrat mai bine. Ea era la început realizată din in, cânepă lână, iar mai târziu din bumbac tors la fuior. Era împodobită preponderent cu broderii la mâneci, piept și gât. Simbolul cel mai des întâlnit era crucea, însă trebuie cunoscut faptul că încă din epocile precreștine, vestimentația avea un rol de protecție, în designul acestora fiind des întâlnite simboluri cu semnificații magice sau benefice. În zilele noastre, preponderente însă sunt motivele florale, ori râurile verticale sau orizontale distribuite pe piepți și mâneci. Iile se confecționau de femeile satului în timpul șezătorilor, cămășile erau diferite de la o zonă la alta, nu numai prin textura materialelor, dar și prin broderiile și modelele aplicate. Totuși, pentru a recunoaște o ie autentică, trebuie avut în vedere un detaliu important și anume acela că o ie originală nu este terminată, aceasta datorită faptului că femeile de la sat considerau că perfecțiunea nu este a omului, ci a lui Dumnezeu.